Bună dimineața! Sună ciudat? Nu, sună de bine! Bine ați revenit în școala noastră, iar celor care sunteți pentru prima dată la acest concurs, vă adresez cuvântul nostru de bun venit și o mare îmbrățișare și vă doresc încă multe ediții de aici încolo, pentru că astăzi, în 14 decembrie, deschidem cea de-a 14-a ediție a concursului Teodor Topan, concurs de matematică. Un concurs la care noi ținem foarte mult, pentru că este unul dintre cele mai puternice concursuri de matematică din România și categoric cel mai tare concurs, așa cum vă place vouă să spuneți, din Transilvania. Îmi face o deosebită plăcere să salut prezența unor oameni care fac parte integrantă din acest concurs. Și aș începe cu domnul profesor universitar Dorel Miheț din Timișoara. Aici este domn profesor. Am început cu domnul profesor pentru că este capitanul acestei echipe. Domnul profesor universitar Andrei Eckstein, tot din Timișoara, și Cătălin Țurcaș, postul nostru elev și discipolul domnului profesor Teodor Topan. Cătălin? Da? Practicienii vorbesc puțin și oamenii inteligenți sunt caracterizați întotdeauna de foarte multă modestie. Cel care orice concurs are viață lungă dacă este și finanțat. Finanțatorul acestui concurs este Consiliul Local al orașului nostru și Șumleu Silvaniei. Nu, dar puteți deveni reprezentat astăzi aici de domnul primar, inginer Septimiu Cătălin Țurcaș și un îndrăgostit de matematică. Deci, toate acestea justifică prezența dumneavoastră aici. Îi dau cuvântul lui Cătălin pentru a prezenta echipa care a muncit cu seriozitate pentru a crește acest concurs și pentru a face cele mai frumoase subiecte, pentru că așa sunt calificate aceste subiecte de la concursul Teodor Topan. Teodor Topan este un profesor din școala noastră. Cu atât mai mult, acest concurs are valoare, pentru că este în memoria unui profesor. Și dacă un ucenic al acestui profesor duce numele mai departe, este cu atât mai lăudabil. Îi dau cuvântul lui Cătălin, după aceea va vorbi domnul primar și în final vă voi da câteva date legate de organizare. Vreau să vă spun că astăzi sunteți aici 260 de copii din Sălaj. De fapt, trebuia să încep cu prietenii noștri dragi din Moldova, de la Chișinău, din județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Bihor, Maramureș, Satu Mare, Vrancea și Mehedinți. Vă mulțumesc tuturor că ați venit. Îmi ridic pălăria în fața profesorilor care v-au adus și v-au însoțit astăzi aici, pregătindu-vă. Cătălin, ai microfonul. Bine ați venit la Șumleu. Înainte să trec la câteva detalii organizatorice, o să-i prezint și pe colegii care ne-au ajutat alături de domnul profesor să facem subiectele. Și o să încep de la stânga la dreapta, prin Vlad Mihali de la Universitatea Tehnică din Cluj, Alexandru Mihalcu de la Oxford, Dragoș Crișan, cei din Cluj sigur îl cunoașteți, de la Oxford, Bogdan Blaga, tot de la Oxford, din Târgu Mureș, și Robert Pop, un fost premiant al concursului nostru, de la Universitatea Babeș, din Cluj-Napoca. Mă bucur foarte mult că o mare parte din băieții care ne-au fost alături astăzi în comisie au fost premiați la concursul Teodor Topan și până anul trecut
evident, erau de cealaltă parte a baricadei. Mă bucur foarte mult că și-au exprimat dorința să vină să facă parte din comisie și vă lansez încă de pe acum o invitație. Atunci când terminați liceul, să știți că vă așteptăm să veniți să vedeți cum e și din cealaltă parte, să propuneți probleme și să corectați și să vedeți cum se organizează un concurs. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit și legat de organizarea concursului, proba începe la ora 9. Cei de clasa 5 și 6 aveți avea 2 ore. În prima jumătate de oră puteți să puneți întrebări legate de enunț. Deci dacă nu înțelegeți ceva din enunț sau nu înțelegeți ce vă cere problema, ridicați mâna și spuneți că aveți o întrebare. Cineva din comisie o să vină la voi în sală să vă rămurească întrebarea. Da? Atâta timp cât întrebarea nu este despre cum se rezolvă problema. Bun. Pentru cei de clasa 7-a sau mai mari, vor fi 3 ore de concurs și la fel, în prima jumătate de oră puteți să puneți întrebări legate de enunț. Da? Timpul acesta de 30 de minute în care puteți să puneți întrebări legate de enunț nu este foarte strict. Dacă cumva după o oră vi se pare că nu înțelegeți ceva sau ceva e neclar, puneți totuși întrebarea. Cineva va veni să vă facă lămurire. Vă doresc mult succes și sper să plecați fericiți de la noi, dacă nu cu premii, măcar cu cunoștințe noi. Bun succes! Vă spun și eu bună dimineața tuturor și bine ați venit în Șimleu sau bine ați revenit, că în mare parte sunteți clienți ai concursului. Mă bucur foarte mult că acest concurs a ajuns la 14-a ediție și mă bucur că în fiecare an concursul crește în valoare prin valoarea elevilor care participă. Vreau să le mulțumesc de suflet domnilor profesori care se încăpățânează și vin în fiecare an și le sunt profund recunoscător pentru asta, pentru că își repet din timpul lor liber pentru a fi astăzi și a vă bucura de subiecte frumoase. În același timp vreau să le mulțumesc băieților că sunt parteneri în acest concurs și mă bucur și eu că în urmă cu câțiva ani erau de cealaltă parte a baricadei între premianți. Și nu în ultimul rând, pentru cei care veniți pentru a doua, a treia, a cincea, a șaptea oară, știți că acest concurs este unul foarte corect și în afară de băieți și de domnii profesori, în acest moment nu știe nimeni subiectele, care bănuiesc că sunt simple, ca și în fiecare an. Dar ne-am gândit pentru anul acesta să mărim puțin premiile, așa că vă rog să vă concentrați și să luați premii cât mai bune. Cei care doriți să participați, și sper că veți dori toți la festivitatea de premiere, știți care este regula, indiferent că ai luat premiul întâi, dacă nu-ți mai răpești 2 ore să vii la festivitate, pierzi banii. În acest an premiile sunt de 400 de lei pentru locul întâi, 350 pentru 2 și 300 pentru 3 sau 250 pentru 3, nu mai rețin chiar exact, dar au crescut față de anul trecut și evident un supliment pentru punctajul maxim. Eu vă doresc succes tuturor, sunt convins că cei mai buni dintre voi vă veți bucura și până la urmă toți sunteți campioni, acceptând să participați la această competiție. Mult succes tuturor! Mulțumesc foarte mult! Vă rog să intrați, pentru că le-am spus de dimineață și băieților, astăzi este mare sărbătoare la noi în școală, similară cu Revelion. Vă rog să veniți, să pregustăm din această mare sărbătoare. În legătură cu programul zilei, în legătură cu concursul v-a dat date Cătălin, pentru cei care au venit mai târziu, vă reamintesc sau vă spun că începe concursul la ora 9. Între 12 și 2 și 14, absolut toți copiii, profesori însoțitori, iau masa,
la liceul Ioan Osian, la fostul liceu agricol. Nu este departe și Mleul este un oraș mic, extrem de frumos și cochet. Mergeți pe strada principală, oricine vă orientează spre liceul agricol, mai ușor de reținut decât Ioan Osian. Așadar, toată lumea merge la masă. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Aveți acolo? Da. Am uitat să fac o completare. De la ora 13:30, pentru cei care doriți, la Centrul de Informare Turistică vom avea acolo niște colegi care vă vor pune, nu știu, filme, ce doriți dumneavoastră, puteți să stați acolo și să vă petreceți 2-3 ore, adică să nu pierdeți timpul prin oraș. Cei care doriți, este aproape de primărie, mai sus de primărie, lângă cetate. E o zonă, este un spațiu în care vă puteți simți bine pentru o oră, două, care cât vreți să stați. Da, este perfect așa. Nu e un oraș mare, cu mol, să vă puteți petrece ziua în mare. De aceea, categoric, o veți petrece într-un mod foarte plăcut. Vă mulțumesc că ați fost astăzi prezent și în acest moment al concursului. Observați afișul realizat de una dintre elevele noastre și citiți-le bucuria. Citiți bucuria pe fețele celor care au zis că astăzi vor fi învingători la concursul Topaș. Vă urez succes, categoric sunteți deja niște premiați. Vă așteptăm la festivitatea de premiere și la viitoare festivități de premiere pe care le va avea concursul nostru, ajuns astăzi, repet, în 14 decembrie, la cea de-a 14-a ediție. Este concurs național, cuprins în calendarul activităților educative din România. Așadar, bineveniți, încununați de succes și de multă bucurie. Succes tuturor!